Dar unde dragoste nu e, nimic nu e. A venit cu ultimul tren, dar ne referim la melodie, desigur, pentru că se află chiar în locomotiva bunei dispoziții. Gheorghiu, dragul meu, mulțumesc de la început pentru că ai acceptat să ne dai un scurt interviu. Cum ți se pare Moineștiul? Pentru că ai fost de multe ori aici la Moinești. Mi se pare extrem de schimbat, în bine. Nu sunt multe localități în care eu din asta cu asta mă ocup și asta fac mereu. Nu sunt multe localități care arată mai bine. Știu una în Statele Unite, Las Vegas. Așa? Cam asta ar fi. A fost cu Bebe acolo în turneu. Da. Și cu Maria Dragomiroiu. Așa, mă bucur tare mult că am revenit. Am fost de multe ori și pe stadion și pe vremea Cenaclului Flacăra și Sărbările Scânteii Tineretului cu Lucian Avramescu și cu Adrian Păunescu. Au fost spectacole extraordinare. Publicul de aici este avid de cunoaștere, de cultură. Oamenii vor să trăiască altfel. După părerea mea, oamenii de aici sunt pe un drum bun și bineînțeles că primarul Viorel Ilie este un om deosebit, mi-a făcut o mare surpriză și am rămas extraordinar de extaziat văzând centrul cultural în care am cântat pe vremuri. Este o mare schimbare și merită să fie numai spectacole minunate, numai teatru, muzică de toate felurile, de toate genurile, pentru că oamenii își doresc lucrurile astea. Le-ai vorbit spectatorilor despre dragoste foarte mult, au fost și câteva mici comentarii între melodii, se pare că ești veșnic îndrăgostit. Nu mai știu ce am spus, că le spun așa, îmi vin, văd pe cineva că zâmbește și atunci îmi vine o idee și așa, dar să știți că așa sunt, așa vreau să rămân, veșnic îndrăgostit, de viață. Ce le putem spune pe finalul discuției noastre telespectatorilor noștri? Ce mesaj le-ai putea transmite? Mai ales că s-a terminat de acum vara. Să fie încrezători că în acest municipiu se vor întâmpla lucruri frumoase de acum încolo și să țină alături de oamenii care chiar să-i susțină pe cei care fac lucrurile astea minunate, să țină aproape și să lase stresul, să lase grijile, să învețe să trăiască mai bine, mai, nu știu, se poate trăi din mici bucurii. Nu trebuie să ai mari așteptări și nu trebuie să vezi că alții au nu știu ce și vrei și tu. Nu. Să ne mulțumim cu ce avem, încet, încet, pas cu pas. Pas cu pas. Așa? Hai că facem și un pic de politică. Da. Așa, se vor alinia toate, se vor redesa și va fi și bine pentru toată lumea. Sărbători frumoase dacă nu ne vedem, că o să vină Crăciunul, a venit toamna, vine iarna. La anul să avem un an și mai bun și să ne vedem cu bine. Eu cred că este minunat să le spunem telespectatorilor noștri să urmeze sfatul pe care l-ai dat cu atâta generozitate și să vină și în următoarele două zile aici la Moinești, pentru că vor fi încă două zile pline de spectacole, de cultură. Sunt surprize. Multe surprize. Bineînțeles, da. Dar, desigur, una din cele mai frumoase ai fost tu, pentru că am văzut că ai multe fane în public. Cu fetele mă mai descurc, cu băieții doar așa, la un șpriț, la o bere, da. Merge. Treaba este foarte bună. Acum, o ultimă întrebare din partea mea. Ce urmează în perioada următoare pentru artistul Gheorghe Gheorghiu? Urmează un turneu destul de lung peste ocean. Deci America începe din Las Vegas, e primul concert. Și ajungem San Francisco, New York, Florida, Texas, Arizona. Și după care trecem în Canada. Deci mă așteaptă un turneu lung, dar foarte frumos. Da, poate ne dai un pic, poate nu se supără Bebe, cu cine o să mai fii în echipa de artiști? Cu Mirabela Dauer, cu Angela Rusu, cu domnul Bot Gros. Deci avem mai multe formule. Deci o echipă întreagă de profesioniști, așadar românii se vor bucura și ne bucurăm și noi pentru că noi ținem foarte aproape de românii din străinătate. Le transmitem salutări. Și îi salutăm, da? Pe toți. Și să știți că nu cu trenul vine, ci cu avionul probabil. E mai comod. E mai comod. Dragii mei, la revedere, a fost pentru noi atât de plăcut și atât de surprinzător în același timp Gheorghe Gheorghiu și să ne revedem cu bine cât de curând. După ani mulți la Moinești. Poftim! La Moinești!